Toate cele bune, dragi prieteni! Suntem în grădină din nou, este luna iunie, ne apropiem de iulie. Suntem lângă o tufă care crește de la an la an tot mai mare și este foarte roditoare. Este un cireș chinezesc de tufă. Am fost destul de mic și am mers destul de bine, pot să spun. Are vreo aproape 5 ani, are la mine. Și nu-i pretențios. Și a rodit are o grămadă de fructișoare care seamănă mai mult cu vișinele. Le rog pe Dani să vină aici pentru că sunt ascunse, sunt extrem de, de, pitite. Este destul de proditor, dar observați. Sunt ca niște cireșe micuțe. Am mai prezentat în clipurile de anul trecut, am să culeg câteva. De fapt, dacă le aduni. Sunt bobițe micuțe, un pic mai mare decât coacăza roșie, ca o cireșucă. Gustul seamănă puțin cu vișina. Are și un sâmburel micuț. Dom'le, de ce sunt cireșe? Iar arbustul este destul de robust, crește destul de înalt, îl vedeți, m-a depășit la înălțime. E rezistent la secetă, e rezistent la ger. Eu l-am găsit la Plante Mania cu ceva ani în urmă, pe site-ul Plante Mania, de acolo am comandat vreo 3-4 bucăți și a crescut destul de bine. De aceea, dacă veți găsi, nu știu dacă mai au acum, dacă veți găsi, vă puteți planta un cireș de tufă care înfrumusețează grădina și, în același timp, vă oferă o recoltă generoasă de fructe care nu o să vă coste mare lucru, muncă. Succes și toate cele bune!